Iarna se apropie cu pași repezi. Președinții asociațiilor de proprietari au început deja pregătirile pentru anotimpul rece, mai ales că anul trecut cele mai mari probleme au fost legate de încălzirea blocurilor și costurile mari ale agentului termic. Din acest motiv, proprietarii fac tot posibilul ca să ajungă în primăvară cât mai ieftin. Din cauza acestor conducte, locatarii proprietarilor la paușal, în plus de aceasta, consumul de energie termică era exagerat de mare. Acestea erau permanent calde și se consuma foarte mult. În adunarea generală am luat hotărârea ca aceste conducte să fie înlocuite cu conducte de una, două sau trei, a patra, de propilenă și cu montare calorifere port-posoc în fiecare apartament unde existau aceste conducte. Am izolat din nou. Specialiștii le recomandă președinților de asociații, dar și locatarilor, curățirea și aerisirea instalațiilor, dar și a caloriferelor, precum și echilibrarea sistemului de încălzire a blocului. Ar trebui ca caloriferele să aibă separare cu robineți. Cu această separare, locatarul poate să-și curețe acel calorifer. Această spălare nu trebuie neapărat făcută din experiența noastră cu nu știu ce produse, mai ales dacă sunt agresive. Să facă o revizie generală înainte de începerea sezonului de. Ar trebui cât mai din vreme. Revizie generală, deci revizia instalației, revizia vanele în special. Deci asta o vizualizare bine și a conductelor. Acum conductele, într-adevăr, la majoritatea blocurilor sunt foarte vechi. Aceste conducte ar trebui schimbate. Ar trebui, poate, dar nu cred că se practică în Craiova să cureți separat, să faci o curățire a instalației comune a blocului.